Bine ați revenit la mobilisima.ro. Acesta este Sony Xperia E4 și azi o prezentăm unboxing-ul său. Acest model face parte din seria E de la Sony, asociată modelelor mid-range către low-end, mai degrabă. A fost anunțat în februarie 2015 și lansat în martie 2015. Prețul său la emag.ro este de 569 de lei și hai să vedem ce se află în cutie pentru început. Am primit o unitate de test, deci asta explică modul în care sunt aranjate accesoriile la interior. Avem ca de obicei manuale și ghid de startup. Apoi găsim telefonul în sine, cum arată Sony Xperia E4, care costă doar 569 de lei. Un telefon cu ecran de 5.5, iar în cutie se mai află și câteva accesorii, precum acest cablu USB, această pereche de căști, nu e vorba despre o pereche de căști premium, ci de căști destul de standard, și avem și un încărcător aici. Iată, un încărcător care arată cam ca pe vremea telefonelor branduite Sony Ericsson. Cam subțire, cam scurt acest cablu de conectare la încărcător. În fine, și iată încă o dată căștile. Acesta este Sony Xperia E4, costă 569 de lei și hai să vedem ce ne rezervă el la acest preț. În primul rând măsoară 10,5 mm grosime, observăm că are portul micro USB lateral, cântărește 144 de grame, fiind deci destul de greu pentru un terminal cu ecran de 5 inci. Acest capac din plastic a terminalului se scoate pornind din colțul dreapta jos. Este o carcasă cu o porțiune de tip wraparound. Îmi amintește foarte mult de Nokia Lumia 520. Avem o zonă care se înfășoară asupra corpului terminalului, o zonă din policarbonat, destul de subțire și cu senzație de fragilitate. Sub această carcasă vom găsi slotul microSIM și cel microSD, iar bateria este neînlăturabilă. Hai să vedem cum punem telefonul la loc. Ok, și a venit momentul setup-ului inițial. Avem de face aici cu un terminal ce oferă un ecran de 5.5, IPS LCD, rezoluție de 960x540 de pixeli. La interior avem un procesor familiar, un quad-core MediaTek MT6582 de 1,3 GHz. Cred că este procesorul cel mai întâlnit pe toate terminale testate la Mobilisimo. Dacă ar fi să tragem linie, ne-am întâlnit cel mai des cu acest procesor din toate telefoanele testate de noi. Mai primim și 8 GB de stocare, 1 GB de RAM și slot microSD pe acest model. În față avem o cameră de 2 MP pentru selfie-uri, în spate avem o cameră principală de 5 MP cu blitz LED lângă. A început și setup-ul, care va include 5 sau mai bine zis 6 pași. Și finish, cred că trebuie să umblăm puțin la luminozitate, pentru că cea inițială nu pare a fi cine știe ce. După cum spuneam, cameră de 2 megapixele în față pentru selfie-uri, de 5 megapixele în spate. Și hai să intrăm în zona Quick Settings, să reglăm luminozitatea. Iată, acum arată ceva mai bine. Bateria acestui model este o unitate de 2300 mAh, iar ca OS avem Android 4.4.4. Mai primim și GPS, anularea activă a zgomotului de fond și telefonul vine pe alb sau negru. Interfața este destul de familiară și include aplicații precum Sketch, mai include și faimoasele Walkman, Album și Movies, Walkman fiind probabil playerul meu preferat de pe Android. Ok, ca de obicei o să arunc o privire asupra interfaței camerei, pentru că asta obișnuiesc să fac destul de des în unboxing-uri. Din câte văd, primim grosul opțiunilor de pe terminalele Xperia, ceea ce este binevenit. Evident, avem și opțiuni descărcabile pe care le putem lua de pe web. Avem Augmented Reality, Creative Effect, Panorama și modul Manual cu câteva sub-opțiuni binevenite. Destul de multe opțiuni pentru un terminal care costă atât de puțin, 569 de lei. Și, din câte știu, putem și să filmăm Full HD cu camera de 5 megapixeli din spatele acestui terminal. Ok, cam acesta este primul contact cu Sony Xperia E4. Probabil știți, este un telefon din gama mid-range spre low-end, acelor de la Sony. Seria lor, Xperia E, a avut destul de mult succes. Acesta este urmașul lui Sony Xperia E3 și între timp a apărut și un Sony Xperia E4G, o variantă ușor upgradată a acestui model, pe care o să scoatem din cutie la rândul său foarte curând, pentru că o avem în teste simultan cu Sony Xperia E4. Diferențele sunt destul de mici, dar destul de vitale, după cum o să aflați în curând. În fine, cam așa arată și cam așa se mișcă Sony Xperia E4, cutia nu este cea oficială, este o unitate de test, dar din câte am citit pe web, cam la fel de
nearanjate sunt accesoriile și în cutia originală. Cam atât la mobilisimo.ro, Xperia E4 cu review foarte curând. La revedere!